Cercetarea trecutului istoric, un omagiu adus celor care s-au sacrificat pe câmpul de luptă, o lucrare valoroasă. Așa se poate descrie volumul Marele Război în amintirea locuitorilor de pe malul stâng al brațului Borcea, lansat de profesorul Viorel Dobre. Profesor de istorie la Liceul Teoretic Carol I Fetești, Viorel Dobre a scris 248 de materiale educaționale. A contribuit la realizarea monografiei municipiului Fetești și a coordonat revista Naparis, revistă de istorie și cultură ialomițeană. Lucrarea Marele Război în amintirea locuitorilor de pe malul stâng al brațului Borcea conține fotografii, reportaje, documente originale din primul război mondial, din zona Stelnica Fetești, culese personal de autor din diferite arhive naționale și locale. Lansarea a avut loc în prezența consilierilor locali și autorităților locale, a elevilor și a altor scriitori feteșteni. Domnul profesor Dobre Viorel lansează astăzi la noi Marele Război în amintirea locuitorilor de pe malul stâng al brațului Borcea. Mă bucur că sunteți prezenți în număr atât de mare, prieteni, colegi, elevi. Salut de asemenea prezența autorităților locale și a celorlalți consilieri locali. Domnul profesor Dobre a realizat numeroase articole de specialitate în revista Terra Magazine sau Big Explorer. A realizat 248 materiale educaționale, postate pe site-ul www.didactic.ro, este coautor al unor lucrări educaționale și a contribuit la realizarea monografiei ediția a doua. Tot la partea de publicații, domnul profesor a coordonat revista Naparis, revistă de istorie și cultură ialomițeană. Vreau în primul rând să mulțumesc autorităților locale și aici mă refer în special la domnul primar, domnul Sorin Gavițoi și domnul viceprimar, fostul meu coleg de clasă la liceu, fostul meu coleg de facultate, coleg de breazdă, fiind fost profesor de istorie. Și vreau să le mulțumesc încă o dată pentru că au înțeles că fără sprijinul autorităților locale, uneori poate nu putem să facem cunoscute sau aceste lucrări pe care noi dorim să le realizăm nu reușesc întotdeauna să vadă lumina tiparului. Este o zi specială pentru mine, este prima carte, dacă am mai scris articole sau am fost coautor la alte lucrări, această zi aduce pentru mine un moment important în viață, publicând prima lucrare. Lucrarea a fost structurată pe patru capitole. Am dorit în principal să introduc un pic cititorul în atmosfera acelei perioade și a ținutului în care, din păcate, foarte mulți locuitori ai zonei noastre și-au pierdut viața. Astăzi, poate suntem prezenți și putem discuta de ceea ce avem și datorită jertfei pe care ei au realizat-o, au lăsat-o în urmă în acea perioadă. Mă refer aici la Țara Nouă, așa cum era cunoscut Cadrilaterul, sau Dobrogea de Sud. Totodată, în primul capitol, am încercat să scot în evidență și corpurile de armată, sau mai bine spus, regimentele la care au participat, în care au participat localnicii noștri, de la Fetești până la Giurgei. Apoi, al doilea capitol încearcă să scoată în evidență perioada de dinainte de începutul războiului, mai precis perioada neutralității, după care scurtă trimitere la operațiunile din Dobrogea, operațiuni în urma cărora foarte mulți localnici vor muri. Eu cred în elite locale, cred în, poate un barbarism acest, inteligenția locală, în lumea care aspiră să facă un pas spre elite, adică spre cei care, da, nu neapărat sunt oamenii cei mai înstăriți, dar cu siguranță sunt oamenii cei mai dotați intelectual și care au făcut din educație un crez al vieții și consideră că fără educație, lumea e mult mai săracă și mult mai stupidă. Și atunci, în contextul acesta, îl apreciez și mai mult pe domnul profesor Viorel Dobre și pe domnul profesor Șonche și pe distinșii mei colegi din generația mea, oameni care, da, s-au străduit să lase urme. Prin lucrarea pe care o lansează astăzi, da, autorul pune încă o cărămidă la construcția acestui edificiu care înseamnă interes local. Mai adaug un lucru care mi este foarte drag. Și am avut multe dispute cu oameni de cultură. Știți că altădată în toate muzeele de istorie județene nu întâlneai decât, da, Burebista, Decebal, erau pe capitole. Da?
Ștefan cel Mare, Mihai Viteazu, 48 și Nicolae Ceaușescu. Era o sărăcie. De ce peste tot nu exista nici un pic de istorie locală? Care istorie locală generează ceva ce eu cred că este esențial pentru comunitate, și anume mândrie locală. Prețuiesc încă o dată capacitatea ta de a strânge la oaltă oameni care au aceleași preocupări. Încă o dată o reverență cu totul și cu totul, da, nu formală, ci din suflet pentru distinșii domn profesori care au hrănit aici, da, prin învățământ liceal și gimnazial de înaltă calitate, au hrănit aspirațiile multor generații. În an de centenar este și un omagiu adus eroilor. Sunt multe liste de eroi de astea. Copiii întreabă, sunt bunicii noștri, străbunicii din urmă, sunt tot, care nu-i putem găsi. Întreb, te uiți undeva cine a fost, nu știm. Răscuind aici câteva nume, dacă se uită, fiind structurată și pe localități ca astea, este foarte mult. O carte de acest gen aduce în prim planul cercetării zone mai puțin cunoscute. Știți ce e deosebit și extraordinar? A săpat așa de bine, deci mai rău decât arheologii, până arhivele unor școli și astea, în care găsește documente. Dau un exemplu aparte. Este vorba de bombardare Gării Fetești. Eu nu știam, cu toate că m-am mișcat pe acei, dar el a găsit aici, pe cine și vine cu elemente extraordinare. Informații de la registre școlare, că știu că și Florin a găsit decedații din primul război mondial în arhivele statului, dar în arhivele școlii generale. Nu le-a găsit în arhivele primării. E, lucrarea are foarte multe informații. Având în mână această carte, realizată de către profesorul Viorel Dobre, deja putem spune că există și în această zonă un suflet românesc și un suflet de oameni care au trăit acele evenimente destul de intens, și modul cum este prezentat în carte, lucrurile sunt evidente. În deosebii capitolul 3, și mă gândesc la bibliografie, partea aceea legată de alte informații, informații oferite de oamenii care au trăit în acel timp sau care au transmis anumite lucruri. Dorim să-l felicităm pe domnul diriginte pentru ampla lucrare pe care a scris-o, care înglobează trecutul înaintașilor noștri, precum și experiența războiului, dar și urmările războiului. Și totodată dorim să îi transmitem pe această cale pentru toată implicarea în anii de studiu din cadrul acestui liceu, precum și pentru pregătirea noastră, pentru că suntem clasa 12-a, un sincer mulțumit. Felicitări pentru efortul făcut. Este de apreciat acest gest. Lucrarea scoate la lumină multe informații pe care unii dintre noi, chiar dacă suntem născuți și crescuți pe aceste meleaguri, nu le cunoaștem în totalitate și datorăm acestei cărți un omagiu și un respect celor care au dat cu sângele lor aceste pământuri. Lucrarea profesorului Viorel Dobre a fost lansată cu sprijinul primăriei municipiului Fetești. Este o onoare pentru mine să mă aflu astăzi aici, să fiu alături de prietenul și de colegul meu Dobre Viorel, care astăzi a realizat un lucru extraordinar. Este foarte important ca toți care ne-am îndreptat către cercetarea trecutului istoriei locale să putem să realizăm astfel de lucruri utile tuturor locuitorilor din județul nostru și nu numai. Este o preocupare pe care și noi, și eu, și colegul meu, și colegul Gheorghe Valentin am preluat-o de la profesorii noștri, de la domnul Iorga, de la domnul Mănoiu, de la domnul Dubău, care ne-au determinat să ne aplecăm cu mai mare atenție asupra cercetării trecutului locuitorilor din acest spațiu. Mă bucur foarte mult că sunt astăzi prezent aici. Primăria și Consiliul Local au avut posibilitatea de a sprijini această lucrare. Este un omagiu adus celor care s-au sacrificat pe câmpul de luptă pentru ca noi astăzi să trăim
și să-i sărbătorim în an centenar. Eu vreau să-l felicit pe domnul profesor pentru rezultatele deosebite pe care le-a avut. Sper ca să nu se oprească aici și această preocupare asupra trecutului și cercetării, trecutului istoriei localității noastre să continue și să participăm împreună și la elaborarea, mă rog, altor studii. Vreau să vă felicit încă o dată și cu toții vom avea ceva de învățat din această carte. Lansarea de carte a fost urmată de o sesiune de autografe.